Ulițele Muzeului în aer liber din Curtișoara au prins viață, iar vizitatorii au admirat nu doar casele vechi din lemn, dar și costume populare vechi de peste 100 de ani și au ascultat grupuri de fluierași. Atmosfera i-a transpus pe cei prezenți în vremuri de altădată. S-au integrat perfect în poveste cămășile tradiționale care au fost expuse de meșterii populari din Gorj, care duc tradiția mai departe. Unele ei au o vechime de peste un secol. E țesută din pânză de casă, e cămașa străbunicii. Ce vechime are? Are 170 de ani, după spusele bunicii. Am mai luat-o la șezător, la noi, la Polovrage. Fiecare cămașă care a fost țesută odinioară are o poveste. Toate ciupăgelele noastre de le avem aici sunt cosute pe cornet, pe pânză țesută în război iarna, războiul pus în cotul sobii, dar înaintașele noastre au avut așa mâini de aur, au luat totul, după cum vedeți dumneavoastră, chiar și pe acesta, deci au luat tot, râuri, soarele l-au pus în costume, trăirile sufletești. Și tinerii îmbracă hainele populare cu mândrie. În satele de Sumunte, obiceiul de a purta ea în zi de sărbătoare încă se păstrează. Tot costumul e făcut la Sibiu, la o cunoștință acolo. Și este cusut, da, cu mâna, după cum se vede. O muncă destul de minuțioasă. Să știți, da, este foarte cu răbdare făcut și... Porți cu mândrie cămașa tradițională. Da, sunt foarte, deci când mă îmbrac în costum, mă simt așa sufletește, am sufletul împăcat. Păi să